Renumitul film mureșean de lung metraj Billion Star Hotel a rulat și la Reghin. Producția, care a adunat până acum 40 de nominalizări la festivaluri și concursuri de profil și a obținut 15 trofee, a fost proiectată la Casa de Cultură Eugen Nicoară în cadrul campaniei World Have a Nice Day, prin care echipa de producție promovează filmul și marchează 100 de ani de dadaism. Noi lucrăm de 4 ani la film, dar eu am terminat facultatea prin 2007 și de atunci am doresc să fac un film de lung metraj. Am mai făcut câteva scurtmetraje între timp, dar este o bucurie foarte mare să duci la finalizare un proiect care e destul de greu de făcut. Un lung metraj independent, mai ales, este un proiect destul de dificil. Ce vreau să cred eu e că e făcut cu sufletul și cumva s-a întors înapoi sufletul pe care l-am depus noi în realizarea filmului, s-a întors prin aceste premii și nominalizări la festivaluri internaționale, ceea ce e un lucru foarte bun pentru noi. În opinia mea, secretul filmului Billion Star Hotel este în primul rând acela că filmul ăsta transmite un mesaj extrem de important pentru vremurile în care trăim, un mesaj pe care noi sperăm că oamenii o să-l asimileze și, în altă ordine de idei, e un film foarte complex, care mai are și alte submesaje, să spunem așa. În subsidiar, filmul tratează cam tot ce este mai important în viața unui om. Cel mai important lucru este că noi vrem să transmitem într-o lume așa cum este ea acum, să transmitem lucruri bune, să-i facem pe oameni să fie mai buni, să conștientizeze de fapt ce e mai important pentru ei în viață și să aplice. Deci, practic, este un film pe undeva, un film școlastic care vrea să schimbe lumea. Primăria și Consiliul Local au sprijinit evenimentul dedicat reghinenilor, prin care s-a putut urmări filmul, iar spectatorii au avut ocazia să stea de vorbă cu actorii și echipa de producție. Am filmat vreo 3 zile, dintre care au fost 2 filmări și restul voce. Și am ajuns să fiu tata Rudy în film. Cred că publicul ar trebui să se ducă de vreo câteva ori la film, pentru că noi suntem cei care îi oferim publicului modalitatea de a se putea reeduca. Și de foarte multe ori se găsesc foarte multe scene în film în care fiecare se regăsește pe sine. Eu m-am ocupat și de partea organizatorică și apoi am fost propus și pentru un rol. Adică Alex, regizorul, probabil că a văzut ceva în mine, nu știu ce, asta mă întreb și acum ce, și am fost propus și pentru un rol. Și a fost o experiență extraordinară să ajungi să faci parte dintr-o echipă de producție a unui film, dar apoi să mai și joci, pentru mine a fost un lucru inedit. Cu această ocazie au revenit în orașul natal actorul Lucian Pantea și solistul Vizi Imre, care semnează coloana sonoră a filmului. Acesta din urmă a susținut și un recital pe scena Casei de Cultură. E foarte emoționant pentru că la premieră eu am avut spectacol când am fost la Mureș, premiera de la Mureș, și n-am putut să fiu, a fost bunica mea și toți prietenii atunci. Și acum eu sunt aici acasă cu bunica, am venit la să zicem, premieră, pentru mine e o premieră, că-s acasă. Da, e emoționant. Bine, filmul știu, mă interesează mai mult care e raportul care se produce între spectatori și ceea ce vor vedea, având în vedere că e un film atipic pentru filmul european din ziua de astăzi și nu e ușor digerabil, adică cred că ar trebui să-l vezi de mai multe ori, dar aștept, sunt foarte curios. Eu am avut încredere în film, în primul rând. Eu nu știam, nu pot să fiu chiar așa de vanitos ca să pot să zic, da mă, dacă pun muzica acolo, s-a terminat, o să luăm Oscarul direct, nu. Eu aveam încredere în scenariu, aveam încredere în ideea filmului și ziceam lui Alex când lucram că, bă, o să fie, o să iasă, o să vezi că o să fie mișto și o să rupă gura târgului. Știi, așa a și făcut, că am luat o grămadă de premii cu filmul și e foarte, foarte bine așa.
Edilii locali prezenți la proiecție au fost impresionați de mesajul și calitatea filmului, iar acum speră să-l mai poată aduce o dată pentru reghinenii care încă n-au reușit să-l vadă. Am descoperit un film extraordinar în care se regăsesc cazurile reale din România, pe lângă care de multe ori și foarte mulți trec nepăsători și ei au știut să puncteze, să ne facă responsabili de soartea celor care n-au avut norocul nostru și o trezire la realitate pentru toți românii, că se pot face lucruri minunate cu exemple din viața noastră și cu oameni la care nu m-aș fi așteptat că pot face un asemenea film de suflet. Va mai veni la Reghin filmul? Cu siguranță, chiar mă gândeam cum să îl facem cunoscut, că nu-l putem da pe televiziunea locală ca să-l vadă lumea să vină. Trebuie să ne gândim la o metodă de a-l promova, pentru că toți cetățenii din Reghin trebuie să vadă acest film. No way, frățioare, că ții, să nu crezi că...